Golful Corintelui a încremenit parcă sub povara grea a norilor de plumb. Ne plimbăm de-a lungul țărmului și privim în față către munții din Rumelii. Acolo țărmul este presărat tot cu pieticele albastre și roșcate. Valurile înaintează, se retrag și apoi se avântă din nou. Se apropie sărbătorile Crăciunului. Vremea este blândă. Am spune că e o zi de vară întârziată în mijlocul iernii. Era prin anul 1910. Astăzi, când îmi aduc aminte, mi se pare un lucru neverosimil ca eu să fi trăit în 1910. Și totuși se pare că am trăit pe atunci. Locul este strâmb, doar o fâșie de pământ în preajma mării. Puțin mai sus trece șoseaua și mai departe calea ferată. Când trenul ajungea la cotitură și era prea lung și își continua drumul, nu mi-aduc aminte să se fi oprit vreodată. De acolo începea coama de moala muntelui, plantată cu o mulțime de chiparoși așezat unul lângă altul. Deodată coama urca brusc, făcându-i loc pietrei goroase și stâncilor cenușii, singuratice și mute. Apărea apoi prima creastă, în spatele ei multe altele și, în sfârșit, creasta cea mare și cea mai înaltă, acoperită de zăpada timpurie. Așadar, pe aceste meleaguri ne aflam prin anul 1910. Mă plimbam de-a lungul țărmului împreună cu fratele meu, care acum nu se mai află în viață. Au trecut de atunci ani și ani atâta mari de vreme, încât mi se pare că el s-a născut numai și numai ca să moară. Într-adevăr, nu e drept că venim pe nume numai și numai ca să murim? Fratele meu era mai mărișor decât mine, să tot fi avut 15 ani, iar eu abia dacă împlinisem 10. Aș fi vrut să-i pomenesc aici și numele, dar am credința că e mai bine să nu-i rostesc. Și astfel, fratele meu poate să rămână în memorie, indiferent de timp. Din fericire, mi-aduc aminte întrucâtva de fața lui oacheșă și întristată. Avea impresia că acest copil își dădea seama că era sortit să piară. Mi se pare că toți cei sortiți unei vieți de scurtă durată au un semn nevăzut al lor. Nu-l poți distinge, dar ești singur de existența lui. Deodată fratele meu mă întreabă: nu-i așa că sunt frumoși munții ce se înalță în față? Da, sunt tare frumoși, am spus, dar îți dai seama de ce sunt frumoși? Poate că mie mi se par așa, mi-a răspuns. Cum era cât pe cei se alunec pe pietre, m-a luat de braț și ne-am oprit. Vrei să alergăm până în dreptul gardului, îi propun eu. Doar știi bine că te voi întrece, atunci ce să mai alergăm? Uite așa, numai de dragul de a alerga. Nu-ți place să alergi? Nu, nu-mi place. Vreau să privesc munții acum când începe să se nopteze. Vezi luminile acelea din depărtare care abia s-au aprins? Acolo este Pactos. Ce este Pactos? Un oraș. Deasupra lui se înalță un munte, iar sus de tot pe vârful muntelui este zidită o cetate. Am privit spre luminile din depărtare. Oamenii aprindeau lămpile și opaițele căci începea să se întunece. Noaptea este omului prieten, dar și vrăjmaș, căci ascunde în ea atâta tăcere și te face să te simți vinovat. Dacă stai să te gândești, noaptea se aduce în suflet o sfială și îți dă senzația că e singur, stingher. Noaptea înseamnă singurătate. Am ajuns în dreptul gardului. Acolo începea livada cea mare. Pământul era umed și cenușiu și simțeai parcă răsuflarea obosită. În preajma zidului fusese răsădit chiparoși, în livadă creșteau doar mușmoni. Noi eram străini pe aceste meleaguri. De altfel, și el era pustii și într-un loc pustiu omul se simte totdeauna străin. Petreceam acolo în timpul iernii o săptămână și două săptămâni în timpul verii la sora mamei mele și nu-mi amintesc ca vreodată să fi zăbovit mai mult. Mătușa rămusese văduvă de timpuriu. Proprietarul acestor locuri fusese soțul ei, iar averea lor era nespus de mare. La moartea soțului, femeia rămusese cu o copilă pe care o dăduse la școală în insula Naxos. Întâmplarea cu Naxosul este cam încurcată. Se pare că cineva îi dădăudase școala de acolo. Și-a ținut cont de acest lucru, iar când a sosit vremea să-și trimită fiica să învețe franceza și să capete o învățătură mai deosebită, s-a hotărât să o trimită la Naxos. Pe fată o chema Hermione și nu există nicio explicație în privința numelui ei. Un astfel de nume nu purtase nimeni în familie, nici din partea unuia, nici din a celuilalt. Totuși, mai târziu, când am crescut mai mare și am început să înțeleg oarecum lucrurile, am ajuns la convingerea că acesta era numele ei cel mai potrivit pe care trebuia să-l poarte. Pe drum ne-a surprins noaptea, când începuseră să latre, speriați și parcă nemulțumiți.
Femeile se adunaseră în casă mai devreme. Veniseră și doi negustori care voiau să arendeze pământul. Poștașul se oprise și el să bea un păhărel cu rom după ce își pripunise calul din curte de undut. Sora mamei mele era o femeie plină de bunăvoință, dar în privirea ei se citea tristețea. Pe cât era de plăcută, pe atât era de îndurerat. Rămăsese văduvă în pustietatea aceea când nici nu împlinise 40 de ani. Părea de 35. Putea să fie avut și 39, dar acest lucru nu are importanță. Tatăl ei fusese medicul șef al județului. Și acesta a avut grijă să moară de timpuriu. Sunt foarte rari oamenii care mor atunci când trebuie. În afară de mama, mătușa mea nu avea pe nimeni, nici soră, nici frate. Mă rămăsese singură pe lume. Acum când mă gândesc serios, mi se pare că mătușa mea avea multă sensibilitate și acest lucru este în sine un avantaj dureros. Stătea ceasuri întregi nemișcată, primind munții din depărtare fără să scoată o vorbă. Povestea vieții era neînsemnată. Tatele ei moștenise de la părinți livada cu moșumori, iar aceștia moșteniseră tot de la părinții lor. Din generație în generație, moșumorii erau marea problemă a casei. Nici livezile cu măslin, nici fiile și nici ogoarele nu aveau atâta preț cât moșumorii. Și măcar dacă ar fi o varietate, mai aleasă moșumorul. Fructul nu apucă bine să se goacă și putrezește. Este un fruct dificil și plăpând. Așa este considerat cel puțin. Locuia pe vremea aceea la oraș. Erau acolo trasă tatăl, doctorul, mama și fratele tatei. Acum nu se mai află în viață niciunul dintre ei. Asta este isprava morții. Nu ești sigur de viață dintr-o clipă într-alta. Lasă de bărbat pe omul pe care îi spuseseră să-l ia. Moșmonul este un copac numai trunchi. Își întinde frunza lui lată și deasă ca o mână ce se pregătește de rugă și rămâne suspendată în aer. Floarea de moșmon este mică și are culoarea aurie a mierii. Răspândește o mireasmă odihnitoare, dar și tulburătoare în același timp, dând o senzație de vinovăție și de sfială. Amintește de fetele care trăiesc în orașele de provincie și poartă panglici mari în buclele lor bogate, citesc romane de dragoste și oftează singure noapte. Dacă te apropii de ele, simți că îți temură degetele și nu dorești atât de mult să le săruți cât visezi ca mâna ta să ajungă să simtă acel ascunziș tainic al sânului. În toiul iernii, moșmonii sunt în foare și odată cu ei și migdalii. Livada era foarte mare. În partea de jos se scăldau valurile mării și acolo nu erau decât moșmoni vreo 200 la număr și spregat cu chipa roșii. Acolo, printre copaci, struia o iarnă blândă și simțeai cum te pătrunde umezeala care hrănește rădăcinile pământului și deșteaptă totodată vise nemărturisite în inimile oamenilor. Hermione era acasă. Se întorsese de la Naxos cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Ochii și părul îi străluceau, la fel și gura. Cânta cu glas domol o arie franțuzească pe care o învățase la școală. Fratele meu ciulea urechile ca să asculte. După o vreme îmi spuse: nu trebuie să revenim în aceste locuri. De ce? Cum nu-ți dai seama de ce? Fiindcă Hermione este nespus de frumoasă. Adevărul este că și eu simțeam o mare mulțumire când mă aflam lângă ea, ca o căldură ce mă învăluie. Aveam impresia că sorbeam parfum de trandafiri. Era o adevărată fericire a cărui nume nici nu-l puteam pronunța. Fratele meu se arăta tare neliniștit. Ochii îi luceau ca ai șarpelui care pândește să înhațe o răbiuță nevinovată. Altceva nu mi-amintesc. În mintea mea mai străluie însă plimbarea aceea pe țărul mării și chipul fratele meu în casă în fața Hermionei. După câteva zile am plecat, se lăsase o iarnă cumplită. Hermionei se reîntorsese la Naxos, iar noi stăteam acum în casa noastră. Ne aflam în 1910. La Atena erau încă pe vremea aceea mulți copaci de piper și felinare care ardeau cu gaz. Se mai vedeau pe atunci și câteva cupeuri boierești și trăsuri cu un singur cal, așa cum se văd și azi în cartierul Chifisia. Odată cu venirea verii, începeau să ne sosească în casă coșulețe cu moșmoni. Pe fund erau căptușite cu frunze cărnoase și deasupra la fel, ca să se păsteze un timp mai îndelungat, deoarece moșmonul este un fruct care se trece ușor. Atunci a căzut bolnav de tifos fratele meu. Până să înceapă cele din tâi ploi, am și murit și toți cei acasă plângeau zgomotos și fără oprire pe cel dispărut dintre noi. Venea și sora mamei ca să ne mai aline durerea, dar era și ea la fel de nemângâiată. Moartea lui dăduse un gust amar existenței noastre și nu trecea o noapte fără să-l visez. Dar nu-l visam zăcând la pata ei de mauna arată românești, ci așa cum era pe vremea când era sănătos. Un băiat oacheș la față, cu trupul bine legat și foarte sprinten. Dar anii își făceau datoria lor. Se scurgeau când cu războaie, când fără, căci era pe vremea când neamurile începuse să se învrăjbească între ele. Hermione ajunsese o ființă greu de înțeles.
Era atât de frumoasă încât în jurul ei răspândea numai întristare și nu lipsea mult să se plângă lui Dumnezeu că o făcuse așa frumoasă. A fi frumoasă nu este un privilegiu, ci un blestem. Ne-am întâlnit la țărmul mării în corful Corintului după mulți ani. Terminase școala la Naxos și se hotărâse să se rămână acasă. Ar fi putut răspunde unei inclinații, ar fi putut să-și întemeieze un cămin al ei, să aibă copii, să-și îngrijească livada. La fel, la astfel de lucruri, însă părea să nu se gândească. Acum, când cuget bine la toate astea, mi se pare că se îndrăgise pe sine, își îndrăgise trupul. Vremea toată și-o petrecea la oglindă, admirându-și ochii, părul, pielea, gura. Stătea goală în fața oglinzii, răsfățându-se și-o trecea un fior prin tot trupul. Era atât de armonios, făcută întreaga ei făptură, încât era surprinsă și ea. Într-o zi, către prânz, ne găseam la umbra moșmonilor. Întinși pe jos, cu fața la pământ, ba, vorbeam, ba, tăceam. Se pare că ne refeream la unele și înțelegeam altele, dar nu aveam aceleași sentimente. Eu mă obișnuisem să o admir și căutam prilejul să mă aflu în preajma ei, dar nu puteam afirma cu toată siguranța că o iubesc, căci nu eram lămurit de ceea ce se petrece în mine. Prezența ei era asemenea unui cântec ce se aude pe înserate la țărmul mării. Auzi glasul, auzi cântecul, dar nu vezi cine e omul care îl cântă. Te întrebi, cântă oare noaptea, cântă marea sau cerul plin de stele? Era ceva mai mult decât realitatea. Și nu puteai să ajungi prizonierul unei singure dorințe. Venea chiar un moment în care aveam convingerea că visam. Ermionii devenea una cu pădurea aceea de moșmoni și erau vreo 200 de copaci așezați la rând la distanțe regulate. Ea era plăsmuită din frunză și din floarea care seamănă cu buze strânse gata de sărut. Avea în făptura ei ceva aspru și dulce, ca și când ai fi băut un vin vârtos. Înălță capul, duse palmele la urechile mele, mă trase aproape de ea și, în timp ce simțeam respirația greoaie, mă întrebă, ce zici, sunt frumoasă sau nu? Era ca și cum s-ar fi adresat sie și nu mie, un copil. Mi-am simțit venele umflându-se brusc și tâmplele zvâgnindu-mi. Nu știu ce ești, am spus, poate că ești chiar demonul. Demonul? Își retrase mâinile de la urechile mele, se sprijini în coate și mă privi pajocoritor. Așadar, sunt demonul. Da, mi-e teamă de tine, ești demonul, căci numai el poate fi atât de frumos. A zâmbit. M-a luat de mână, mi-am plimbat în livada cu moșmoni. Printre creieri strălucea un soare orbitor. Un creier cânta și cânta cu foc așa cum numai creierii cântă. A vrut să mă cuprindă de mijloc, era mai înaltă decât mine, dar n-a izbutit. Am alunecat din mâini lei ca o căprioară urmărită de vânător. Peticelele ardeau sub călcâiele mele. Marea fumega. În alai de chipuri se peridau în lumina care tremură. Deodată m-am simțit sufletul năpădit de pustiu și de singurătate. Căzusem în mare deznădejde. Spre seara au sosit musafiri din oraș. Câțiva adolescenți din frumoși și câteva fete care și-au zvârlit îndată hainele de pe ei și s-au aruncat în apa mării scunțând țipete vesele. Hermione intrase și ea în mare împreună cu ei. Răsărise o parte a lunii ce părea îngândurată. Eu rămăsese mai retras. Aveam impresia că nu mă observase nimeni. Eram pe atunci un băiat slăbus și cu fața palidă. Sufla o adiere blândă. Valul înflorea, apoi se deschidea ca să se piardă în cele din urmă. Din apă se auzeau necontenit râsete. Erau clipe plăcute din acelea despre care nu poți crede că există cu adevărat. Într-adevăr, de ce oare fi făurit cel de sus asemenea nopți? Sunt nopțile goale din a căror ființă țâșnesc numai dorinți când trupul cade pradă celor mai ciudate vise. Hermione înăuntra singură în depărtare și în lumina lunii puteam vedea din când în când pletele și fața și picioarele. Era îndrăgostită de apă. Simțea cum de jur împrejur marea îmbrățișează și o mângâie. Avea impresia că firea toată aduce o nimb de slavă frumuseții ei și de aceea căuta cu orice preț să se izoleze, să fugă de tovărășii altora. Voia să fie unica și era singură în singurătatea apei și a nopții, izolată în pustiul mândriei ei. Eu ședeam deoparte și privind-o mă simțeam foarte fericit și totodată peste măsură de dezlătăjuit. Acest lucru mi se întâmpla adesea, să devin în plasma Hermionei dezlătăjuit. Ai fi zis că frumusețea ei era o adevărată boală. Hermione avea 27 de ani. Între timp crescusem și eu, terminase în liceu, iubeam o fată, nu era prima fată de care mă îndrăgostisem. Într-adevăr, acum stau și mă întreb când am iubit pentru prima oară. Cred că atunci când am luat hotărârea să trimit cea din tâi scrisoare unei femei. Locuia aproape de noi, pe una din acele străduțe care devin din ce în ce mai rare în ultimii ani.
La fereastra acestei fete era o mulțime de flori și un motan dolofan ca un miel mai mic. Și fata avea niște sâni care se conturau foarte periculos, desigur nu pentru ea, ci pentru mine. Și doi ochi care meritau să fie cântați. Pentru ochii aceștia am petrecut nopți de rândul fără să dorm. În cele din urmă m-am hotărât să-i scriu o scrisoare și să-i arunc pe fereastră la picioarele ei. Am azvelit-o, dar n-am izbutit să mai fac un pas, ci în urma mea i-am auzit glasul. Ia-o, băiete, și lasă-mă în pace. Am rămas uimit și gata să intru în pământ de rușine și de întristare. Fata era mai mare decât mine. Mă privea deci cu dispreț și nici măcar nu voise să citească scrisoarea aceea pentru care pătimisem atâta ca să o scriu. Mi-am schimbat drumul ca să pot supraviețui. La terminarea liceului iubeam din nou o fată. Formasem un grup de fete și băieți din care făcea parte și cea pe care o îndrăgisem. Era într-o duminică în zori plină de farme când ne-am îndreptat spre munți. Către prânz ne-am întins pe covorul de mușchi cum am putut fiecare la locul lui, că slavă Domnului loc era destul. Începea toamna și cerul onorat ne îndemna la poezie. Fata ce mi-era dragă se afla cu noi. Cum stăteam acolo obosit și fericit, cu ochii închiși, simți pe cineva că respira aproape de mine și mi-atinge obrazul. Deschisei puțin ploapele și le închisei din nou. Simți buzele ei umede și calde pe gura mea și ascultai bătăile puternice ale inimii de credeai că stă să se sfarme. Făcui efortul să nu mă mișc, să nu dau niciun semn de viață. Fata întinse mâinile, sunt fipse adânc în pletele mele, 10 degete tremurânde, se pleca asupra mea și mă simți cuprins de atâta fericire de credeam că o alta mai mare nici că era cu putință. Mă ridicai în picioare și o prinsei în brațe, frumoasă cu adevărat tinerețea. Acest timp, Hermione împlinise 27 de ani, mă duceam adesea la țărmul mării din dreptul casei ei și mă plimbam prin livada cu moșmoni. Mama ei a murit într-o seară pe neașteptate, așa cum urau unii oameni ciudați. Hermione a rămas acolo în casă, singură, cu oamenii care muncesc pământul alături de fata luată de suflet de mama ei, ocupată tot timpul cu rugăciuni și cu treburile gospodărești. Din când în când, Hermione venea la Atena și atunci locuia la noi. Există întâmplări în viața noastră care ne-au unit ca pe niște frați. Mă tot gândesc mereu să ghicesc gândul și neîncetat Hermione devine pentru mine pământul cel necunoscut. Omul pe care să-l pot iubi nu s-a născut încă. Într-o seară stăteam de vorbă cu Hermione în casă la Atena. Era atât de frumoasă încât ziceai că nu e cu putință să mai există o asemenea frumusețe. Și pe fața ei se revărsase întristarea. Nu-mi pasă de cei care mă iubesc, spuse iar. Cuvântul ei era concis asemenea unui oracol. Venea parcă de la mari depărtări. De fiecare dată când mă aflam cu ea, încercam să înțeleg ce reprezintă Hermione, dar nu izbuteam. Eu nu sunt făcută să trăiesc fericiri mărunte, mi-a spus cândva. Cred că afirmația aceasta nu-i aparține. O citise poate la Naxos, în filele vreunei cărți. Adevărul este că Hermione era neîntrecut de dibace din a-și impune voința. Poate că nici nu era atât de puternică pe cât părea. Poate că puterea ei stătea în încăpățânare. Am impresia că existau în viața ei multe momente când putea face concesii. Atunci Hermione se închidea în sinea ei ca un leu rănit, așteptându-și convalescența. Ea nu poate trăi dacă nu simte pe oameni supunându-se legilor ei îmbrânziți de frumusețea și de noblețea ei. Observ cum se poartă cu fata luată de suflet cu oamenii care îi muncesc pământul. Cuvântul ei nu suportă replică, cu toate că e plin de bunăvoință, de blândețe. Este un lucru ciudat, îți pierzi firea când o auzi vorbind și îți place atât de mult încât te robește cu totul. Are putința să alunge un om fără să doară sau să nu trădeze că suferă. Marea ei pasiune deocamdată este livada cu moșmoni. De când i-a murit, mama nu are altceva în minte decât cum să-și păsteze neștirbit avutul. Simte că șirul nesfârșit de generații care au trecut nu fac nimic altceva decât să urmărească ce gândește și ce pune ea la cale. Sunt morții care nu au glas, dar care nu încetează o clipă să vegheze. Hermione este cea din urmă mlădița neamului. O poveste cu părinți, cu bunici și străbunici care a ajuns până în vremea ei numai și numai pentru faptul că ea există. În clipa în care ea va dispare, va lua cu sine și această poveste cu părinți, bunici și străbunici. Câteodată se gândește la un bărbat, la un copil, dar care este bărbatul care se merită să se culce alături de ea și care să-i facă un copil? Se uită în jur și se cutremură văzând cât de pustie lumea. Ridică ochii în sus, din rama ei aurită, mama Hermione așteaptă această împlinire. Fața ei arată numai întristare și nedumerire. O mamă ce ștrage vița dintr-o familie de oameni frumoși și care și-a păstrat până în cea din urmă grația și noblețea. Hermione simte că mama ei așteaptă răspunsul că este dornică să audă din nou în casa aceea zarvă de copii care se alege printre moșmoni și ale cărora cântece să facă să răsune casa.
Nopțile au început să devină reci, sunt nopțile singurătății. Are momente când simte că iese din minți, când întreaga ei ființă dorește bărbatul, un trup fără chip, o bucată de trup orice, când se gândește să se dea unui cerșetor care trece pe stradă fluierând. Inima ei cade pradă vântului ca o frunză, se apropie de fereastră și încearcă să se răcorească, să-și mai astâmpere focul lăuntric. Un copil, oricum o fi el, un copil. Apoi se rușinează, îți blesteamă ființa care a decăzut într-atât încât ajungând în pragul unei asemenea nebunii. Încetul cu încetul au început să o dea uitării până și prietenele ei din copilărie. O fată din Naxos la care ținuse mult și care îi scria din când în când se măritase acum și plecase în Canada. La început i-a trimis-o ilustrată, apoi încă una. În cele din urmă nu mai dă niciun semn de viață. Băieții și fetele care înătau la țărmul mării nu mai vin pe acolo. I-a închisit orașele străinătatea. S-au dus departe, s-au întemeiat familie, i-au năpădit grijile și nu-și mai amintesc de moșmoni. Pentru toți aceștia, Hermione nu este decât un vis de tinerețe. Bucurii mărunte. Oamenii se mărginesc la astfel de bucurii care, de altfel, poate că sunt singurele posibile. Iubesc, la rândul lor sunt iubiți, fac copii, adună avere, li se îngroașă gușile. Uneori își aduc aminte de tinerețe și oftează, plecându-se supuși în fața soartei lor. Cu cât cercetez mai adânc, cu atât mai mult mă credințesc că Hermione n-a fost făcută pentru viața asta. Ea caută dragostea care naște mereu și care nu moare niciodată. Acum vreau să-i spun acest lucru ca nu cumva să-l audă de la alții și să se amărească. O astfel de dragoste nu este decât în câteva cărți, în cărțile vechi mai ales. Oamenii nu rezistă în fața marilor iubiri. Mi s-a părut că mama nu mai îmi găduia să mă duc singur la Hermione, chiar dacă ar fi fost vorba să plec dimineața și să mă întorc seara. Fără să se deagă de gol, găsea totdeauna pretexte să mă trimită în altă parte sau mă însoțea și ea. Desigur că nu avea niciun motiv, dar Hermione ajunsese acum să fie omul care reprezenta neprevăzutul. Într-adevăr, sunt oameni care poartă acest neprevăzut în ființa lor. Ești totdeauna în așteptarea lui. Îl simți că trebuie să vină sau că va veni. Uneori sosește chiar în momentul cel mai neprielnic, alteori nu vine deloc. Soarta hotărăște. Odată de Crăciun la un alt Crăciun, ne-am aflat din nou la moșmoni. Terminasem liceul și intrasem la facultate. Îmi pusesem ochelari și făceam pe filozoful. Așa se comportă toți cei care merg pentru prima dată la universitate. Apoi se potolesc că, cu o singură excepție, dacă nu cumva sunt înapoiați mental. Vremea era frumoasă și adia un vânticel dinspre sud, cel care face să încolțească în suflet dorurile. Aprindeam în vatră un foc mare din crengi de măslin. Crengile de măslin de cedru și lăstarii de viță de vie stau adunați în stive aproape de casă. Noaptea cobora de vreme, așa cum se întâmplă în luna lui decembrie. Simțeam o bucurie de nedescrisă trândăvesc lângă foc cu o carte în mână să ascult cum cântă vâlvătaia flăcărilor. Ceasul întreg se cenea din cer o ploaie domoală ce așternea împăcare în suflet. Mama stătea plecată și croșeta ca de obicei. Hermione intra și ieșea din casă, s-au luat și ea o carte de citit. În aia se simțea o răbușeală ciudată și dintr-una din seri câinii s-au năpustit cu furie printre moșloni. E vulpe, a spus mama cu glas liniștit, ea fiind obișnuită cu asemenea întâmplări. O fi trecut vreo vulpe. Câinii o simțiseră de la distanță, măcar că Ligioana are un pas care abia se face auzit și se năpustiră s-o sfârșie. Mergem să vedem, spuse Hermione. Mi-a zvârlit cartea de pe genunchi și m-a tras după ea. A deschis poarta, am intrat în grădină și câinii au venit lângă noi urlând. În scurt timp zarva s-a potolit, dar deja oare cu putință să dibui vulpea noaptea aceea de decembrie. Ce frumos este în seara asta, spuse Hermione. Vrei să ne plimbăm puțin? I-a răspuns că nu terminasem capitolul din carte. Ce capitol? Ata. Îl las și termin mai târziu. Și am pornit să ne plimbăm printre copaci în floare. Pe cer, din loc în loc, mai sta de veche câte o stea. Noaptea era mută și neînchipuit de liniștită, nu se auzea nici țipenie. Hristos abia se născuse. Ne-am oprit, m-am prins o creangă, o mireasmă ce venea din străfundul meu, lui simțirea. Bietul de mine, mai purtam și ochelari. Copacii ăștia sunt dragi, mărturisie Hermione. Sunt vii, sunt adevărați și credincioși, iubesc. Îmi floresc atunci când trebuie și dau rod atunci când trebuie. Ei sunt părinții mei. Pământul meu, averea mea, locul meu de naștere. Lucrurile astea sunt oare scrise în cartea ta? N-am știut ce să-i răspund. Cei din tâi moșmoni au sădit în acest loc Asimachis, bunicul cel mare pe vremea Sfântului Gerasim Notara.
căci Asimachis era stăpânul bogat al acestor meleaguri. Au venit apoi alții pe rând și s-au apucat să sădească, să curețe crengile, să le adune, să desăvârșească, să sădească iar. Moșmonul nu e un copac dintre cei aleși, dar trebuie să-i pătrunzi taina ca să-l iubești. Eu i-am înțeles taina, moșmonii sunt la fel cu femeile, cine le înțelege pe femeie așa cum merită? Ei se spui că pe tine nu te înțeleg oamenii? Nu știu dacă mă înțeleg ori nu, cu mine este altceva. Și s-a pus pe râs. Luna ce nu se împlinise se oprise deasupra ei și lumina fața cu lucirea ei slabă. Mi-a regăsit curajul și am întrebat-o. Hermione, tu n-ai iubit niciodată în viața ta? S-a sternut o clipă de tăcere. Apoi a răspuns. Eu nu pot iubi. Mi-am îndrăcit așa de mult, atât de mult propria mea ființă, încât nu-mi rămâne loc pentru nimic altceva, în afară de acești moșmoni. Am avut impresia că înăuntru ființei mele a străfugerat, că s-a făcut lumină, o mare de lumină. Așadar, Hermione înțelesese, aflase și respira adânc fericirea nopții. M-a luat din nou de mână ca să mergem în casă. De atunci au trecut 3 ani. Îmi aduc și acum aminte. Apoi a venit incendiul. Acesta este neprevăzutul, acesta este sfârșitul. De unde a izbucnit focul? Nimeni n-a putut afla. Au arestat mai mulți țărani, au aruncat în închisoare ca să mărturisească, dar oamenii nu știau nimic. Ce era să facă cu ei? I-au pus în libertate. Poliția vorbea de o incendiere, căci pădurarii nu se mai satură. Țăranii ziceau că pricina ar fi fost o țigară aprinsă pe care ar fi aruncat-o un trecător pe locul ăsta plin de rășină. Era greu de descoperit adevărul. Era septembrie și căldura stăruia încă puternică. Focul a izbunit de departe, de la pinii, de lângă țărmul mării. Fără să-și dea seama vecinii de dezastru și de proporțiile lui, focul înghițise câteva pogoane. Pinul este copacul cel mai potrivit pentru foc, căci este plin de rășină. Trunchiul lui este sfâșiat, numai cojul scate. Și destul o scânteie pentru a-l transforma în foc de artificii. Satele din golful Corint, casele, oamenii, grădinile, cele frumoase păduri le-au intrat în panică. Avea impresia că sosise sfârșitul pământului. Oamenii părăseau casele, țăranii nebuniți alergau asemenea dobitoacelor încolo și încoace fără nicio țintă. S-au organizat grupuri mici cu securi și topoare ca să doboare copacii neatinși, să deschidă zone de siguranță. Dar prăpădurile a intrat mereu. Trimiseră oameni ca să aducă armata cu ajutorul căruia să lupte organizat împotriva focului. După mai multe ceasuri veniră și pompierii din Atena. Începuse să se întunece, bătea vântul, iar focul își desfăcuse limbile asemenea pătarilor unui trandafir. Fumăraia cuprinse văzduhul ca un nor greu de iarnă. De pe țărmul din față, de cealaltă parte, rumelioții, neavând cum să dau o mână de ajutor, se mulțumeau să privească iadul acesta. Pinii tosneau și își plecau trunchiurile la pământ. Peste tot era plin de crengi în flăcări de jar. Și iată că focul a ajuns și la moșmoni. Hermione era în casă și stătea nemișcată în fața oglinzii, privindu-și ca pentru ultima dată frumusețea ei neatinsă. Noaptea trecută se plânsese că avusese coșmaruri. Auzise cum soarta proposise în pragul ei, dar nu știa în ce chip va apare destinul ei. Acum știa și l-aștepta. Focul ajunsese în dreptul moșmonilor, copacii erau verzi și parea focului întâmpina greutăți în drumul ei. Dar în jur se ridicau chiparoșii și gardul și marea de flăcări care porneau din acele pinilor și cădeau în livadă, așa cum cad stelele speriate în nopțile de toamnă. Dincolo de casă începea o altă pădure de pini. Acolo erau și hambarele, căpițele și recolta de anul acesta. Și focul și-a întins tentaculele și-a cuprins totul și locul a devenit niada al morții. Atunci Hermione a deschis ușa și niciun om dintre cei care sărise în ajutor nu i s-a putut împotrivi. Și Hermione s-a năpostit ca flacăra printre moșmoni. Și zi se părea că nu mai este ființă omenească, ci doar o vâlvătaie ce luase chip de om și se prințese în dansul morții. Stăpână, stăpână, strigă oamenii ce slujeau în curtei. Hermione, Hermione, o chemau ceilalți. Hermione, Hermione, îi strigau crengile aprinse vântul și noaptea. Dar ea nu mai avea ochi ca să privească, nici ore ca să audă. Acest loc însemna totul pentru ea, patria ei, stăbunii ei, zeii ei, mormintele, era viața ei, singura ei iubire. Hermione, Hermione, auzea glasul ca venind de departe, de foarte departe, în livada învăluită de flăcări. Ochii ei nu vedeau decât o mare de coral, un roșu minunat pe care îl admira așa cum își admiră o femeie rochea ei cea nouă. Întindea mâinile ca să atingă crengile, să îmbrățișeze copacii, să-i salveze. Înăuntru ei acționa un instinct înspăimântător, o putere care o stăpânea. Într-un cuvânt trăia apoteoza, marea ei menire.
Lumea întreagă dispăruse, natura se distrugea. Casa devenise un morman de pietre fumegând. Acolo era fotografia tatălui, a mamei. Acolo stăteau altădată de vechi în ramelor aurite strămoși. Acolo erau cărțile, tovarășii de singurătate și oglinda cea mare, un dar deosebit de prețios adus în alte vremuri din Veneția. În această oglindă își privea frumusețea. Acolo erau amintirile, așteptările, iarna cea blândă de lângă vatră. Totul se afla acolo. Simți părul cuprins de flăcări asemănătoare unor albine roșii. Simți cu flăcările cuprind mâinile, picioarele, respirația deveni greoaie. Ochii se umplură de o lumină roșie. În iadul acela a început să-i fie frig, să sufere cumplit de frig. Făcea efortul să scape, să-și deschidă un drum, să se salveze. Rochea era un trandafir de culoare purpurie, cu miriade de frunze. Auzi pentru ultima dată cum o striga, o chema viața, bucuria vieții. Păcătuise amarnic față de această bucurie a vieții. Nu era o ființă omenească, era un delir, un coșmar, adus de la hotarele lumii celelalte. După miezul nopții s-a bătut ploaia. Focul se stinsese, zarva se potolise, de asemenea plânsul și jalea. Ziua cea nouă ținea în brațele ei un soare vesel, ieșiră cu toții printre lemnele arse pe jumătate ca să scormonească, să caute. Tădură peste o bucată de lavă întunecată și grea. Era Hermione. O adunare de pe jos și-o duseseră cu ei. O puseră să se odihnească în apropierea mării ca să asculte valul ce venea să lovească în pietricelele de la țărm. Моя любовь, я точно знаю, не забуду тебя.
to begin. Then there are days when I feel I'm letting go and soaring on the wind. 'Cause I've learned in laughter or in pain how to survive. Given everything to me, believe.
give it back to you.